Bine v-am găsit la un nou episod, un nou car vlog. După cum vedeți, suntem într-un Logan, asta este vorba despre un Logan puțin mai special. În dreapta mea l-am pe proprietar, salut! Salut! O să aveți canalul proprietarului în descriere. Spune-ne ceva despre canalul tău, cu ce te ocupi, ce postezi acolo. Păi, inițial am pornit canalul din dorința de a face car vlog. Așa. Și îl continui totodată, tot cu car vloguri. Eu fiind pasionat de mașini, am zis să fac car vloguri în mare parte cât pot, numai legat despre mașini. Având în vedere că stau în Pitești și e problema asta cu permisele, cu școala de șofer, cu examene, mai fac și câteva episoade legate de chestia asta, pentru că ajut oamenii, că și eu m-am uitat la tine când ai făcut și m-ai ajutat foarte mult. Păi ai dat de cât timp ai permisul? Mamă, ce? De un an și vreo două luni aproape. Și câți kilometri ai mers în primul an de permis, să zic? Câți kilometri? Păi doar naveta pe care o mai fac, cred că am vreo 10.000 de kilometri, 15.000, da, merg foarte mult cu mașina. Da, eu am mers 50.000 într-un an cu Passat-ul. Da, bine, vezi, eu făceam foarte mult autostrada și stau de 9 km. Țin minte că de ziua mea în martie, anul trecut, avea 144 mașina. Și acum are 170. Și am luat permisul la o lună. Am luat în aprilie și acum are 179.000. Deci, matematică. Da. Vreo 20 ceva, 2030. Da, ideea e că mașina e diesel, cam uitat să zicem, asta e 2011, Euro 5, ai zis că e... Da, Euro 5, varianta de 90 de cai, motorul de Duster. Și am văzut că e laureat, mi se pare că laureatul la Dacia e cea mai dotată versiune, parcă la modelul ăsta. E dotată în sensul până la aer condiționat, oglinzi electrice, nu am geamuri pe spate electrice. Deci asta e ce-ți lipsește. Da, asta e singura care... De cât timp ai mașina? Mașina e fabricată în 2011, eu am luat-o în 2012, am luat-o cu vreo 3000 de kilometri la 7000 de euro, am luat-o de la un leasing. Și nu mă gândesc că era oricum vreo 8-9000. Da, nu știu. Și oricum, exact, eu zic că și până la 20.000 de km tot nu o pot să, da, chiar și mai sus pot să consider. Oricum, pe atunci nu eram eu cu mașinile, tati s-a ocupat de toată treaba asta, eu n-am avut nimic de zis. Bun, am văzut că ai ceva modificări la ea, ca să vorbim așa puțin despre faptul dacă merită să bagi bani într-un Logan, să modifici cum vrei tu sau, nu știu, habar n-am. Cât ai investit, hai să facem așa o linie, cât ai investit? Cât am investit în mașină? De la cadrul de stoc până în poziția inițială, ca să zic așa, forma inițială. Deci, ca începător, prima dată am investit într-o folie. Mi-am pus folie pe spate? Folia pe geamuri, exact. Și lunetă. Am dat vreo 300 de lei. La cent am făcut-o. După ce a urmat sistemul audio, care e full JBL, deci tweetere, boxele din uși, cele din spate, amplificatorul, subwooferul. Așa. După asta a fost o perioadă cât a stat mașina așa în acest stadiu, ca să zic. După aia a urmat experiența mea crescând și conducând, conduceam mai tare. Am zis, bă, trebuie să am mai multă stabilitate. Mi-am luat niște arcuri sport de la H&R. Mi-am luat niște amortizoare față-spate de la Blistein. Așa. Și, na, după cum ai văzut, știu, mașina e puțin cam rigidă. Nu e chiar, în general, Logan nu cam zburdă peste gropșa asta. Da, în general, deci se lasă foarte mult și în curbe nu ai stabilitate, cauciucurile sunt 185, sunt foarte înguste, nu ai ce știe ce. Jantele se pare că le ai pe 15. Jantele stau pe 15, da. După ce am modificat suspensia, era timpul ca să schimb, să fac revizia la mașină cu mecanică, cu alea, mi-am luat și discuri de late. Așa. Plăcuțele. Bine, astea sunt consumabile, nu, da, poți să zici neapărat, da, că a fost o investiție. Oricum, ideea e că am făcut revizia pentru mașină, mi-a făcut-o toate fix pentru mine, s-o ai, o ții, cât o ții, după aia ți le schimbi. E mașina ta, îți rămâne, le schimbi. Așa, plăcuțele de frână sunt originale. După asta ce a urmat? A urmat... Deci eu eram foarte prins așa, voiam putere, dar voiam și să consume puțin. Așa. Și încă sunt, am mentalitatea asta să ai, adică multă... să le îmbine pe amândouă. Exact, să le îmbine pe amândouă. Și tot am căutat formulare, bă, dacă e fast soft, unii că-ți consumă mai puțin, alții că-ți consumă mai mult. Eu sunt de părere că orice diesel care are turbină, adică nu SDI-ul sau asta, merită un soft. Da, merită. Atât, nu să te complici cu alte chestii. Și până la urmă, am vorbit cu un prieten și am zis, bă, mamă, se face soft la mașină.
eram sceptic pentru că are un calculator franțuzez, nu prea sunt bune astea pentru softuri și am zis, bă, hai să-l facem, îl optimizăm cât de bine putem, pentru stilul meu de condus, pentru și ceea să ce nu ai probleme, da. Să nu am probleme. L-am făcut, am trecut cu brio toată chestia asta cu softul. După a urmat intercoolerul. Că am zis, bă, hai, fac un soft, mă opresc aici, n-am nevoie de mai mult. După ai văzut că ai nevoie de mai deja mult. Deja mașina trăgea, se simțea semnificativ. Cât ai crezi că ai acum, e făcut dyno ceva? Nu i-am făcut, tot am mers la București, dar n-am dat niciodată să fac un test. Cred că are, deci după testele mele și tot ce m-am mai întrecut eu cu vreo mașină așa, cred că până în 140 de cai ar trebui să am. Păi dacă ai plecat de la 90, softul îți dă cam 25% în safe. Adică mai pui încă un sfert, încă vreo 20 și ceva de cai, 110. Mai pui un intercooler sau ce mai modificatul. Deci intercoolerul, la turbină din nou am presiunea foarte mult mărită. Softul e modificat de două ori. O dată cred că ia 25% și o dată mult mai mult. Dar bănuiesc că n-ai făcut astfel încât să spună presiune pe ambreiaj, pe cutie, pe nu știu. Că în general dacă ajungi într-un punct unde nu mai e safe. Oricum, și așa. Deci mașina safe cu ambreiaj, stoc, interne, stoc și așa duce undeva la 147 de cai. E testată de un domn de la București cu care am vorbit, Sabine îl cheamă, care e specialist de Renault și mi-a zis, bă, dacă vii la mine să ți-o fac, 147, safe, garantat. Și oarecum am încercat să mă apropii de aia 147 de cai, nu știu exact o cifră. Oricum eu zic, pentru caroseria asta să ai și deci, 110 cai, tot e bine. Pentru 1000 de kg cât are mașina, e foarte bine. După intercoolerul l-am pus, turbina și evacuarea făcută, încă am DPF-ul pe mașină. Țeava este pe 62, am mărit țeava, deci din turbină, am mărit intrarea în DPF, mult mai mare intrarea cât și ieșirea și în spate e dublă. Și cam atât pe partea de modificare ale... Văd că ai ceasurile schimbate de Renault Sport, da. Astea de pe ce mașini, de pe ce mașină sunt? Megane? De pe Megane, de pe RS. Așa. Pe interior aici câteva mici detalii, ca să zic așa, mi-am vopsit asta în rama, în portocalie, am mai pus firul ăsta neon și... Ai lumini ambientale seara sau...? Nu, doar banda asta aici, doar banda. Mie îmi plac, am vrut să-mi pun și-o la Passat, pentru că are și formele alea așa... Deci chiar dă bine seara. De poți să te adaptezi cu ele. Deci tu ai de la 3000 de km și are 180 de mii aproape acum. Exact. Probleme majore? Nimic, în afară am avut din păcate două incidente cu ea. Asta, na, se întâmplă. Deci astea au fost singurele probleme și după al doilea incident am avut-o la service făcută, nu s-a, ori nu au văzut ei, ori n-au vrut să schimbe suportul de la cutie și am avut probleme cu planetara stângă, mi-a ieșit odată și am rămas cu ea în parcare și a trebuit să o schimb. În rest, da, știi cum e, și ieftine. Da, sunt ieftine, adică am dat 300 de lei pe planetară și acum a doua oară am reparat-o, era o siguranță ieșită, 50 de lei și aia a fost. A doua da, zi am avut. Da, ți-am zis că și al meu are 200 de mii și n-am schimbat absolut nimic la motor. Am avut o singură șaibă la un injector, că bătea puțin injectorul, gen așa avea o bătaie. Oricum, rest... multă lume zice, bă, că de ce să bagi bani în Logan, că mai bine bagi în altă mașină. Eu mașina asta am avut-o. Deci nu am dacă vrut... Dacă asta ți-a plăcut ție. Nu am vrut să-mi iau alta. Un prieten al meu și-a vândut Passatul și... Ai, 120-130 ei. Oricum să duci și mai mult, n-ai dat-o acum. Păi nu, că nu mai stau și cu radarul și nici nu. Dar zic că îmi dau seama că e ușoară. Deci și-a vândut Passatul și mi-a zis, bă, știu că ți-e lovită mașina, eu îți dau 4.000 de euro pe aia. 4.000 de euro la prețul actual al pieței, ți-ai Logan 2, coajă și un pic o dotare. Și zic, bă, nu-l dau, e ușor, consumă puțin, ca și performanță în momentul de față e ok pentru mine. Da, eu zic că n-ai... Deci... Pe viitor ce aș mai investi în partea de siguranță și pe asta aș vrea să mă axez ar fi mai exact? Ce să-i faci? Discurile pe spate. Vrei să treci la ventilate sau? Nu neapărat ventilate, să am discuri pe spate. Deci frânarea nu se compară. Tu ai tamburi. Da, sunt tamburi. Deci nu se compară frânarea de acum cu unele pe discuri. Am testat, îngheață mașina de la 80. Dar oricum ai evacuarea, cum să zic, nu ai să te deranjezi, adică să fie sunetul foarte puternic. Nu, evacuarea e sunetul puțin mai gros, dar doar de afară se aude. Da, înăuntru nu te deranjează mai deloc. Înăuntru nu te deranjează cu absolut. Și întrebarea românului este, cât consumă? 3,9. Bine, știi, nu e chiar asta, adică e făcut oricum să arate mai puțin, dar
Deci, ca să zic o chestie legată de consum, eu majoritatea plinurilor, ca zic așa, pe care le fac, le fac numai cu 50 de lei. 50, 150, 100, numai așa, numai așa merg. De 50 de lei bag undeva la 9, a, și faci consum la pompă. Exact, îi fac consumul la pompă. Și mie mi s-a prinde, deci acum ultima oară am băgat 9,7 litri și becul mi s-a prinde când mai sunt fix exact 2,3 litri în rezervor. Din ce am băgat eu. Da, acum da, cum da. Mai fi și peste, nu știu exact. Da, eu zic oricum media la un Logan e de 5, cam așa. Da, cam mers așa. Combinat cu, uite, pe ora zic că ți-e un 6-7 și la drum lung îți ia 3-4, deci cam mai e media. Deci la drum lung, adică București-Pitești, cu două trepte la aer condiționat, am 5,7. La 130. La 130 constant. Și ai 5 trepte. Și am 5 trepte. Dacă aveai 6, tu oricum la 130 ai undeva la 3000 de ture, cred, poate da, mai mult. Da, cam 3000. Și dacă tot ai ajuns să ai mai mulți cai, bănuiesc că ai scos și limitări și asta, adică de exemplu Loganul meu știu că e limitat la 175. La 175, da, am scos și limitarea, am ajuns la 200. Și ți se pare sigură după 170? Problema sunt cauciucurile, care fiind na, indicele de viteză e la 180. Indicele maxim, dar ce indice are? V, nu V, Y și asta mi se pare că sunt mai mari. Nu mai știu exact, oricum e 180. Da, le-am vezi. De pe net le-am comandat și era indicele de viteză 180. Ceea ce nu e chiar mult, dar bine, vezi, nici nu e concepută ca viteză. Pentru viteză, dar e concepută de familie, mergi mult cu ea, cu bani puțin. Mergi mult, nu cere, nu e nici complicată să zici că na. Nu. Și restul, jantele, bănuiesc că le-ai cumpărat tu alte interviuri? Jantele sunt GR11. Eu le-am luat mai mult din dorința de a avea jante ușoare. Are undeva la 5,5 kg bucata. A, da. Și având în vedere că am participat cu ea pe la competiții, ce a fost acum la IAC, la concursul de îndemânare 2019 la București, 5,7 pe jantă e un număr destul de bun. Deci, la ce ai mai participat în afară de asta? La ce am mai participat? Am mai avut la București, dar mă rog, au fost evenimente așa mai mult de expo, ca să zic. Mm-hmm. Am fost la Câmpul Lung, dar mă rog, plecând de acolo cu alte mașini, cu alți băieți, îți dai seama că na, ne-am mai jucat pe drum, ne-am mai alergat puțin și chiar se simte diferența. Multă lume nu prea are curajul sau tendința să bage bani într-un Logan, pentru că știi cum e, se gândește, bă, ea n-a fost concepută pentru așa ceva și da. Și dacă e să tragi linie, cât crezi că ai investit în ea, cu ceasuri, cu tot? Cu tot. Ideea e că am avut de noroc că majoritatea modificărilor mele le-am făcut eu. Ai scutit manoperă. Și am scutit o groază de manoperă. Iar cei care, uite, de exemplu, care mi-a făcut evacuarea, ne știm, suntem prieteni, mi-a luat ca pentru mine. Deci dacă ar fi să pun așa un preț total care ar fi normal pentru tot ce s-a întâmplat, cred că ar zice cam 100 de milioane. La 2000 și un pic de euro. Da. Dar dacă ar fi exact câți bani am băgat eu, fără jante, cred că ar fi vreo 2000 și un pic de lei. A. Ai scutit o grămadă de bani. Deci am scutit o groază de bani. Și dacă ar fi să o vinzi acum, să presupunem că vine cineva și e hotărât să-ți ia, la ce preț ai dau? Sub 4.000 de euro, nu știu dacă aș da. A, e și euro 5 km foarte mult. Să stai oricum să știe că sunt mașini fiabile. Deci, și dacă mi-o bagă pe aia că, nu s-a, că sunt kilometri mulți, filtrul e înfundat, nu știu ce ne mai duce turbina, am... E, da. Eu o pun pe tester și îi garantez că mașina e ok din toate punctele de vedere și dacă nu e așa, eu las la 3.000 de euro. Eu sunt de părere că Loganul e greu să-l pui jos. N-ai șansă. E destul de greu să-l pui jos, că sunt concepute cum sunt și nu sunt nici foarte complicate să zici că intervine ceva sau... Nu, mașina e foarte simplă, am învățat mare parte a mecanicii pe ea. E un avantaj că e simplu oricum. Da. Pentru mine e un daily, e o mașină pe care o folosesc zilnic. Așa era și pentru mine și n-am avut nicio treabă cu ea, adică... Deci pentru mine e mașina ideală, merg mult cu ea, bag bani puțin în ea, consumă puțin, n-am nicio treabă. Chiar acum o să, după admitere, după PAC, după ce termin cu toate astea, aș vrea să fac turul România, am vorbit cu niște prieteni și am făcut noi un calcul așa, sunt vreo 2000 și ceva de kilometri și ne-am gândit la un
7-8 milioane să băgăm de motorină. Păi cam așa, că pui, știu, un consum de 6, că mergi la drum lung, mergi mai tare, mergi mai... Mă rugnesc deci, că astea se văd oricum mai mișto noaptea, ceasurile. Da, ceasurile se văd mult mai bine noaptea, la fel și... La fel și firul neon și ca asta cum și... e la buton, la telecomandă, la cea? Nu, e pe poziții, când ai aprins poziții, da, s-a aprins și, și firul. O să mai pun niște lumini pe la picioare, că am văzut tot la fel la un Logan și mi-a plăcut foarte mult, așa, micuți acolo, chiar dau bine. Asta mi se pare că sunt plug and play ceasuri, nu trebuie să codești ceva sau... Da, nu, a fost plug and play. Păi, multe sunt plug and play de la Megane. Injectoare, păi sunt cam același grup, da. Injectoare, turbină, cred că și planetarele, dar nu m-a interesat că n-am avut de-a face. Nu prea cred că are rost să iei din dezmembrarea și ceva să lupă alte mașini. Mă gândesc că dacă ai nevoie de planetare, capetele bare sau astea le iei. Nu, noi le-am luat. Chiar dacă ar fi să le iei mai ieftine de zbârbă, nu prea cred că merită. Am dat 500 de lei, am luat o nouă, am zis, hai. Păi, tocmai că lucru nou e lucru nou. Da, mai ales că e vorba despre roți. Deci păi, e vorba de baza mașinii. Și roțile sunt singurele care ating pământul. Exact, și da. Și nu mă risc să-mi iau ceva SH pentru roți. Și să nu știi ce să faci cu ele. Da. Hai că un cauciuc mai merge, știi, să-l iei puțin uzat, dar pe partea de frânare, pe partea de siguranță, de elemente de la roată, niciodată. Da. Păi bun, cam ăsta ar fi episodul, deci tu consider că merită să bagi bani în... Bine, eu zic că merită să bagi bani în orice mașină pe care deci o ai. Deci în orice mașină și... merită să bagi bani atâta timp cât ai pasiune pentru ceea ce faci. Și dacă e lucrul tău daily. Exact. Eu fiind începător, mașina asta mi-a rămas, nu am avut bani să-mi iau alta să-mi strâng, a rămas cu asta și ușor, ușor, făcând o modificare, modificare, am ajuns în stadiul pe care îl vezi și tu acum. Da, ai făcut-o cu gust, nu e că sunt și multe care sunt făcute da, țigănii. Da, nu sunt țigănii, da. Adică... viitorul o să urmeze probabil vopseaua, cap-coadă. Vrei să o revopsești toată? Da, o să o revopsez. Păi și ce culoare vrei să-i dai? În teorie ar trebui să-i dau un gri. Dar în practică nu știu. Deci în teorie că așa e în acte sau ce? Da, dar în practică cred că o să fac ori un mov, ori un vișiniu. A, deci și o ceva să mai sară în evidență. Da. Adică ceva să se potrivească și cu jantele care sunt aurii. O să... Jantele bănuiesc că le-ai făcut tu manual. Nu, așa au venit. Așa le-am comandat. Sunt pe gri, pe gold, negre și albe. Astea erau culorile pe care... Oricum nu sunt foarte scumpe, că nu sunt dimensiunile foarte mari. Nu, le-am prins la reducere, spre fericirea mea, de la 200 de euro bucata, le-am prins la 112 euro. Adică da, 500. Da, s-a simțit la 4 bucăți. Normal. Da. Și cam asta ar fi episodul. V-am zis, găsiți acolo în descriere toate detaliile și dacă aveți întrebări sau cea, o să le răspund tu acolo. Da, le răspund acolo sau pe canalul meu, pe Instagram. O să le las eu pe toate în descriere acolo. Te ocup tu de tot ce trebuie. Bun, cam ăsta ar fi episodul. Mulțumim pentru vizionare. Salut. Salut.